Avem o singură planetă și se află în pericol. Este lecția pe care ministrul mediului le-a predat-o unor elevi de clasa a doua. Copiii ar trebui să învețe încă de mici cum să protejeze mediul înconjurător, spune oficialul. Începând cu anul următor școlar, în unitățile de învățământ se va desfășura programul Săptămâna Verde. Profesorii speră ca cei mici să ducă lecțiile și acasă. Sunteți pregătiți? Da. Hai, da. Două, trei și... Ia uitați, cam ce se adună zi de zi de la mașinile din blocate în trafic și de la glob de gunoi, dar și de la alte MDPŠ-uri, da? Curioși și cu dorința de a proteja natura. Așa s-au prezentat câțiva elevi de la clasa a doua de la școala gimnazială numărul 31 din București la workshop-ul organizat de Asociația Nature Talk și susținut de ministrul mediului Tanțoș Barna. Ce e minerea verde? Minerea verde este un o zi. În care noi nu trebuie să mașina acasă. Nu trebuie să mai poluăm atât de mult. Antonia are 8 ani și a fost extrem de atentă la lecțiile primite. Să nu aruncăm pe jos chestiile care trebuie să le aruncăm unde trebuie. Risipa alimentară, colectare selectivă, poluare au fost doar câteva dintre temele atelierului. Aici am pus într-adevăr, este o punguță de plastic, dar se poate reutiliza, pentru că are și acest fermoar. Și am pus niște banane și căpșuni. Ce aș putea să fac cu niște banane pe care le-am congelat? Erau prea coapte și ca să nu le arunc, un smoothie odată și iau un salat. Că dacă arunci o sticlă pe jos, dispare în 500 de mii de ani. Te-ai impresionat? Da. O să fii mai atentă cu mediul înconjurător? O să ai mai multă grijă? Eram atentă dinainte. Cei mici sunt la curent și cu traficul din București. Am învățat că trebuie să avem mai multă grijă de natură și să o protejăm. Ne ajutăm de copii ca și adulții să înțeleagă că suntem într-un moment zero critic. Nu mai este timp. Dacă aveam până acum timp, acum chiar nu mai este timp. La orice ambalaj pe care avem, orice folosim, trebuie să ne gândim care se reciclează și care nu se reciclează. La finalul atelierului, ministrul a ținut o conferință de presă alături de două mici asistente. Eu v-am arătat în camera Vinerea Verde să nu mai folosim mașini și să folosim alte lucruri, că dacă folosim doar mașini, o să se polueze foarte mult. Din toamnă, în școli se va desfășura programul Săptămâna Verde. Săptămâna Verde este șansa noastră de a transforma societatea românească. Este șansa noastră de a începe de la cele mai fragile de vârste educația verde, educația de mediu. Autoritățile pregătesc evenimente interesante și pentru Ziua Mediului Înconjurător, pe 5 iunie.